Cinstiți părinți, împreună slujitori, priviți credincioși, dragii mei. În duminica a cincea din postul mare, s-a cuvenit de Sfinții părinți să se citească o pericopă evanghelică care să ne aducă aminte că ne apropiem cu pași repezi de săptămâna pătimirilor și, bineînțeles, de Sfintele Paști. Însuși Mântuitorul îi anunță pe cei 12 apostoli că se vor urca la Ierusalim. Va fi prins de cei care doresc moartea, îl vor batjocori, îl vor lovi, îl vor scuipa, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. În acest context, în care Domnul Iisus Hristos își anunță pătimirea sa cea de bunăvoie, totuși vedem și descoperim meschinăria apostolilor. Nu erau preocupați de ceea ce urma să îi se întâmple Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne descoperă Sfântul Evanghelist Marcu că erau preocupați de ei înșiși. Astfel încât doi dintre ei, Iacob și Ioan, îi cer Mântuitorului un lucru aparte, un lucru deosebit. Și îi spun Mântuitorului, Învățătorule, voim să ne faci nouă ceea ce vom cere de la tine. Ce voiți, întreabă Domnul Hristos? Și ei continuă și îi spune, să stăm unul de-a dreapta ta și unul de-a stânga ta în împărăția ta sau într-o slavă ta. Nu spun să stăm unul de-a dreapta și de-a stânga crucii tale, cruce pe care el a anunțat. Și își doreau pozițiile cele din tâi în împărăția lui. Socotind ei, după mintea lor, după concepția poporului evreu de atunci, că Mântuitorul Iisus Hristos va instaura o împărăție pământească și va alunga pe romani, pe cei care îi stăpâneau. Nici de cum că Domnul Iisus Hristos avea să instaureze o împărăție veșnică. Împărăția cerului. Și iată, dragii mei, doi oameni îi cer în acest context în care trebuiau să-și frângă inima. Cer pozițiile cele din tâi. Își doresc slava pământească. Își doresc mărire. Și ce le răspunde Domnul Iisus Hristos? Nu știți ce cereți. Și aici ne privește pe noi, pe unul fiecare. Acest cuvânt al Domnului Hristos ni se adresează și nouă. Nu știți ce cereți. Un avertisment care trebuie să ne sune ori de câte ori ne rugăm. Să știm ce să cere. Dacă nu știm ce să cere, să nu cere. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze viața noastră cum știe El mai bine. Dar dacă nu știm să cerem, să nu cerem, dragii mei, pentru că ne cerem o sândă. Și dacă ne cere o sândă, atunci ea vine asupra noastră. Pentru că dacă suntem atenți, atunci când am cerut lui Dumnezeu lucruri care la prima înfățișare ni s-ar părea corecte și de care avem nevoie, dacă Dumnezeu ni le-a dat, se întâmplă să vină împotriva noastră. Și de aceea ne avertizează Domnul Hristos astăzi și ne spune, nu știți ce cereți. Vedeți, în lumea care trăim noi astăzi, de pildă, dacă ar fi să
ucenici ai Domnului Hristos, să ceară o slavă pământească, cu adevărat, această cerere nu place lui Dumnezeu. Și vedem ce se întâmplă cu cei care conduc frâiele acestei lumi. Și nu mai departe, frâiele țării noastre. Și ne putem da seama că Dumnezeu le-a primit o cerere, dar care nu este pe măsura potențialului lor. Și mai departe, aflăm din Evanghelia de astăzi că dacă se întâmplă, într-adevăr, să fim în fruntea poporului, nu înseamnă că suntem stăpânii poporului. Ne învață Domnul Iisus Hristos și să dă exemplu pe sine însuși. Că în împărăția pe care El o instaurează, lucrurile stau diferit decât în lumea noastră pământească. Și spune că în împărăția Lui și în ordinea ierarhiei, cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Și El se dă exemplu pe El însuși și spune: Eu am venit în lume nu ca să stăpânesc lumea, ci să slujesc pe oameni. Ceea ce a făcut până la moarte pentru mântuirea noastră a fiilor. Schimbă ierarhia valorii. De aceea nu merge bine lumea în care trăim noi astăzi. Pentru că nu luăm aminte la Sfintele Scripturi, la felul în care Dumnezeu voiește și gândește pentru oameni, pentru țări, pentru popoare, pe care Dumnezeu le are în vedere. Uită mai mari lumii și uităm și noi, la rândul de acolo unde suntem, că nu suntem stăpâni, ci slugi. Că nu suntem mai mari, că suntem cei mai mici. Și că trebuie, dacă într-adevăr ne dorim să fim mai mari sau stăpâni, trebuie să slujim tuturor. Și biserica noastră. Așa trebuie înțeleasă ierarhia și slujirea preoțească. Preotul, ca să mă rezum doar la nivelul nostru, a celor care au slujit astăzi Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Nouă, ni se spune foarte clar, foarte direct, slujitor ai Sfântului altar, slujitor lui Dumnezeu și a oamenilor, chiar dacă preotul este pus în fruntea comunității. El trebuie să aibă întotdeauna această conștiință că este slujitorul lui Dumnezeu și slujitorul oamenilor. Ceea ce reușim, mai mult sau mai puțin, dumneavoastră puteți aprecia. Însă, din ceea ce se vede în biserica dumneavoastră, din ceea ce se vede în catedrala noastră metropolitană, într-adevăr, preoții noștri slujesc pe Dumnezeu și pe oameni. Pentru că sunteți nenumărați cei care veniți, cercetați biserica și trăiți în biserică cu adevărat, în mod plenar, așa cum ați văzut astăzi, pe cei care s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, dragii mei, când ne rugăm să știm ce cerem, să nu cerem Dumnezeu o sânge, și se cere lui Dumnezeu să-și facă El voia cu noi și cu viața noastră. Și să nu uităm, de asemenea, că trebuie să-L slujim în aceeași măsură și pe Dumnezeu și pe oameni, împlinind cea mai importantă poruncă din lege, să iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră și pe aproapele noastre, ca pe noi. Au trecut 6 luni de când Părintele nostru, Vasile Episcopul, a plecat în veșnicie. A fost întâi stătător al acestei eparhii, dar El a primit Evanghelia de astăzi.
s-a făcut slujitor tuturor, până la moarte. Însă suferința lui de 7 ani a fost tot o slujire, pentru că și-a sfințit mai mult viața care se reflectă în viața noastră a celor care l-au cunoscut și care i-a fost aproape. Ne este dor de el. Dar, în aceeași măsură, îi simțim și prezența. Aceeași prezență discretă, cu minte, blândă și plină de bunăvoință. Rămâne pe mai departe în inima noastră și în viața noastră. Îi fericesc pe părinții dumneavoastră slujitori care vă poartă de grijă, dar iată că îi perpetuează și amintirea Preasfințitului Vasile și este o datorie sfântă, pentru că el a venit aici de nenumărate ori, a slujit și va binecuvântat. Și acesta nu este lucru puțin. Locul acesta a rămas însemnat de prezența Părintelui nostru, Vasile Episcop. Vă fericesc și pe dumneavoastră, vă îmbrățișez pe